Cum poate intra un necunoscut într-un liceu înarmat cu un cuțit, așa cum s-a întâmplat la Craiova? Răspunsul este simplu. Paza unităților de învățământ e fie inexistentă, fie făcută după ureche. În același oraș am descoperit o situație incredibilă. Femeia de serviciu ținea locul agentului de pază, iar scenele și explicațiile pur românești continuă. Urmează un experiment marca Știrile Canal D, filmat cu o cameră ascunsă. La un liceu din Craiova, unde pe hârtie există paznic angajat, ne întâmpină femeia de serviciu. Deci chiar nu știu de ce să vă spun, că nu știu, nu sunt în măsură. Paznicul de aici, de la școală, are ceva treabă și de asta cam un sfert de oră. Păi și v-a lăsat pe dumneavoastră? Păi mă lăsă pe mine că n-avea pe cine, vă dați seama, pe cine să lase, dacă au și ei nevoie acum... Biata femeie încearcă să ajute, dar nu poate face față numărului mare de elevi, printre care oricând s-ar putea ascunde necunoscuți. Noi, femeile de servicii cu ei, că altcineva cine s-a să vină... Păi și vă dă dreptul de a controla elevii, de a-i verifica. Nu-i controlez eu, vă dați seama. Mergem și la colegiul, unde un adolescent de 16 ani a intrat nestingherit cu un cuțit cu lama de 27 de centimetri. Tânărul nu învăța acolo. A fost prins întâmplător de jandarmi. Păi de aici a fost. Unde? Cu cuțitul. Păi da. Cuza? Da. Era un adolescent care a venit aici în... Când, ieri? Da. Păi n-ați fost de pază? Nu am fost. Unitatea de învățământ are 4 paznici care muncesc prin rotație, dar... Știți ceva, noi nu-i cunoaștem. Intră cu anuștii în școală, dacă n-au uniformă, n-au nimic, n-au nimic. Să vin directoarea la un coleg și zic, domnul, după ce-i cunosc? După ce-i cunosc? Spune și mai. Este 1700, eu sunt tu, ei pe mine mă cunosc toți. Cât despre eventuale verificări? Au control în rucsac, în ghiozdan. Asta niciodată nu pot, nu pot să pun, nu pot să pun mâna pe control. N-am dreptul eu să fac asta. N-are drept. Nu, n-am dreptul. Trecem la alte unități de învățământ. Câte școli, atâtea interpretări ale regulilor descoperim. Aveți dreptul să... cumva să-i... Da, deci dacă... percheziționați sau să vă uitați în rucsacul lor. Da, da. Deci puteți să-i controlați, da, dacă vi se pare cineva sigur suspect. Sigur că da. Portarii nu au dreptul ăsta să... Caute, pe da, nu. E treaba cu, poate că, nu știu, jandarmii. Unii directori văd uniformele școlare drept o soluție. Consider că ar trebui ca să se impună prin lege o ținută obligatorie a fiecarei școli, astfel încât persoanele străine de școală sunt foarte ușor de identificat. Nu există o măsură clară prin care se pot evita astfel de lucruri. Nici dacă s-ar pune la intrarea în școli bariere sau acele detectoare de metale, deoarece pot avea alte corpuri metalice și să fie sesizate. Gândiți-vă că sunt unități școlare în care dimineața intră 700, 800, 1000 de elevi. Este greu să poți să faci verificarea tuturor. La Constanța, școala unde un elev a adus o armă cu lunetă nu avea paznic. Mai mult, incidentul a fost anunțat cu întârziere de un profesor de sport. Colegii săi vor decide acum dacă va fi pedepsit. Incidentul nu a fost anunțat deoarece dumnealui la momentul respectiv nu a înțeles gravitatea situației. Arma cumpărată de tatăl elevului de 7 ani nu a fost asigurată corespunzător. Părintele este considerat responsabil de polițiști. Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.000 de lei. Totodată s-a aplicat sancțiunea complementară a ridicării armei în vederea confiscării. Copilul a fost consiliat deja de către cei de la DGASPC, instituție care a pornit o anchetă separată. În casa în care nu intră soarele, intră doctorul. Menținerea sănătății fizice și psihice poate fi susținută prin expunerea la lumina naturală. Este concluzia la care au ajuns specialiști în urma unui studiu. Dar ce ne facem atunci când lumina naturală lipsește? Ei bine, atunci intervine anxietatea, depresia, stresul și lista poate continua. Potrivit psihologilor, construcțiile haotice și blocurile umbrite de astfel de clădiri sunt reale surse de îmbolnăvire. Deci, la noi în casă, ca să avem lumină, trebuie să stăm cu toate 3 becurile aprinse, mereu. Carmen locuiește de aproape 7 ani într-un complex rezidențial din apropierea Bucureștiului. Când s-a mutat în acest bloc, apartamentul său era luminos. Acum însă, construcțiile haotice și foarte apropiate i-au umbrit apartamentul în care abia dacă are parte de câteva minute de soare zilnic. Undeva la 10-20 de minute, undeva în jur de ora 12 pe la prânz, bate așa soarele puțin în casă și de atunci nu. Dacă mai este și înorat puțin cum e afară, clar nu avem lumină naturală. Când deschizi geamul, stânga-dreapta, în față, sunt blocuri, suntem foarte apropiați ca și intimitate, din punctul ăsta de vedere,
suferim de intimitate. Studiile recente au arătat faptul că lipsa luminii naturale ne face să fim mai anxioși, mai stresați, ba chiar depresivi. Toate acestea le resimt din plin locuitorii cartierelor noi. Noi încercăm să ieșim cât mai mult ca să suplinim faptul de că suntem foarte înghesuiți în casă și aici în cartier și încercăm să ieșim foarte mult, pentru că deja stând în casă, după cum vă spuneam, dacă mai este și puțin înorat afară, deja se induce o stare de somn, o stare de nervozitate. Un alt cuplu spune că a schimbat până acum 3 locuințe din lipsa luminii naturale. Blocul anterior, eram la parter și era construit în așa fel apartamentul încât nu aveam nici în dormitor, nici în sufragerie, nici în balcon. La noi chiar a fost o problemă, pentru că prima vizită a domnului doctor pediatru, când era Alex micuț, la exact fostul apartament, a fost destul așa de, ne-a pus puțin pe gânduri, ne-a și determinat să ne mutăm. Ne-a spus că nu se poate să nu fie lumină pentru un copilaș care are nevoie de vitamina D. Când este mai multă lumină, când pătrunde soarele în casă, simt că am mai mult poftă de viață, mai mult chef de muncă. Când este mai întuneric, dacă suntem poziționați, cum am avut alte apartamente, mai prost și lumina nu intră bine, întotdeauna am observat o lipsă de energie, lipsă de poftă de muncă, de viață. Stări pe care psihologii le-au identificat. Mai exact, 54% dintre locuitorii privați de lumina naturală se simt mai stresați, alți 30% spun că se simt mai triști, iar 12% sunt depresivi. Lipsa luminii naturale este asociată cu un somn prost, stres, stare de bine scăzută, anxietate și chiar depresie. Lumina naturală este esențială pentru funcțiile creierului nostru. Așadar, expunerea la lumina soarelui crește nivelul de serotonină din creier, în timp ce lipsa luminii solare determină o creștere a melatoninei. Departe de concluziile specialiștilor, dezvoltatorii sunt obligați prin lege să păstreze o distanță minimă între blocuri. Aceasta trebuie să fie măcar jumătate din înălțimea celui mai înalt imobil, iar clădirile trebuie amplasate astfel încât să asigure soare în locuință pentru cel puțin o oră și jumătate zilnic. Dacă ne uităm, cât ai dintr-un bloc în altul? 3 mașini dacă sunt. 3 lungimi. Cam câte ore pe zi aveți lumină naturală în casă? Păi nu prea am. Ne ocupă locurile de muncă, strigă românii nemulțumiți că muncitorii străini sunt din ce în ce mai numeroși în țara noastră. Șantierele și turismul sunt domeniile cu cei mai mulți angajați din Nepal, Pakistan și Sri Lanka. În timp ce ai noștri se plâng că forța de muncă locală este prea ușor înlocuită, angajatorii care au mizat pe alternativa importului de muncitori nu regretă decizia. Romanian people like it very much. We sell it a lot. Every day, a lot. Even in the weekend we cannot count how much. Ravi are 34 de ani și este unul dintre cei mai vechi angajați ai acestui restaurant de lux din Buzău. Și-a adus și soția din Nepal, iar de câteva luni este tată. În România a găsit cel mai bun mediu pentru a-și crește copiii, spune bucătarul asiatic. Are loc de muncă plătit mai mult decât decent și simte că este respectat de șefii și colegii români. I'm the source of income and it's enough for us. And I sent some money to my father and mother as well in Nepal. Pe tura lui Ravi îl găsim și pe Tulsi, tot nepalez, care este de departe cel mai energic dintre asiaticii din bucătăria restaurantului. Este mai tot timpul vesel, asta și pentru că atmosfera de lucru îi oferă această lejeritate. My daughter is here in school. She is going to school. She is learning very well Romanian. Yes. Better than me, yeah. De un an, restaurantul cu peste 20 de angajați din Asia este coordonat de un sirian. În timp ce angajatorii spun că au luat cea mai bună decizie atunci când au decis să aducă străini pentru a rezolva criza forței locale de muncă, mulți români nu văd cu ochii buni această migrație. Nu e bine, da. Și am observat că chiar domnul primar a spus că noi suntem prea puțini ca buzoieni și vin foarte mulți nepalezi. Și am văzut și în magazine, vin, fac cumpărături. Deci chiar nu e bine. Nu angajatorii sunt de vină. Statul român e de vină, pentru că nu asigură nici condiții, în primul rând salarii decente, nu mari, pentru salariați. S-ar putea să ai salarii mai mari ca ai noștri, așa zic eu după mine, cred, sigur, așa zic după mine, că cred că au mai salarii cât de cât mai mărișoare ca la noi, că
asiatice. Da, da, da. Potrivit datelor oficiale, se estimează că până la sfârșitul acestui an, numărul muncitorilor străini din România va ajunge la aproximativ 340.000 de persoane. Din această cifră, peste 200.000 de muncitori provin din țările asiatice. Mai bine șomer decât angajat. Asta și-au spus mulți dintre cei care au venit la Bursa Locurilor de Muncă organizată astăzi în mai multe orașe din țară. Unii au făcut act de prezență doar ca să-și ștampileze adeverința care le asigură indemnizația de șomaj. Alții n-au reușit să găsească serviciul ideal, adică să fie bine plătit și să aibă șefi îngăduitori. Doamna Roxana are 46 de ani și de jumătate de ani este șomeră. A lucrat ca spălător de vase în restaurante, însă munca era prea solicitantă. Acum trăiește din indemnizația de șomaj de 600 de lei și își caută un loc de muncă ceva mai ușor. Poate îmi găsește la niște bătrâni, că se poate. Măcar și cu dovada de la doctor, că nu pot să stau atâtea ori în picioare, cad jos, amețesc și acasă tot la fel. Fac cât fac treabă. Și după aceea trebuie să mă pun jos. A venit de fapt pentru a primi ștampila care îi garantează că va primi indemnizația de șomaj și luna viitoare. Aveți speranțe că vă veți găsi aici un loc de muncă sau ați venit mai mult că e o obligație? Mi-a spus că este obligatoriu, una la mână, mi-a zis că e obligatoriu și să nu vadă că, adică, că refuz, că zice că poate nu-mi place să mă duc să muncesc. Nici acest bărbat nu are în prezent un loc de muncă și mărturisește că nu e foarte sigur legat de ce își dorește. Ne-am găsit. Cage de pază. Vă duce sau? Da, să văd, să mă mai învârt pe aici, să văd ca strungar dacă găsesc, dar nu mai văd, nu mai, și la anii mei... Deci ați găsit totuși un loc de muncă aici, dar ba da, dar mă mai gândesc. Nici cei aflați la început de carieră nu au părut prea dornici să se angajeze. Ne-au spus însă care este locul de muncă ideal. Salariul ar trebui să fie cât mai mare, pentru cui nu-i place să fie salariul mai mare. Cum ar trebui să fie? Ca și program? Ca și... Sincer, n-ar trebui să treacă de 8 ori, totuși suntem oameni. Cristinel are 26 de ani și spune că încearcă de câteva luni să-și găsească un loc de muncă în domeniul IT. Dar pe controlere sau altceva? Depinde. Nu o știu să nu fac ce sistem folosește, dar... Știe însă ce ar trebui să-i ofere angajatorul ca să-l poată avea în echipa lui. De exemplu, lucrez 8 ore pe zi, dar... Dacă azi nu mă simt mai bine, pot să încep de la 10. Dacă mâine mă simt mai regulă, pot să lucrez de la 7. Să nu trebuie să trebuie eu de 3 ori pe săptămână să lucrez overtime. Mi se pare exagerat. Aș prefera undeva de la 4.000, poate mai mult, ținând cont că am 5 ani de experiență în domeniu. O firmă din Iași are nevoie de 14 angajați noi. Șoferi, casieri, gestionari, dar și ingineri. Iar angaja și astăzi, dar pe cine? E un pic mai greu în ultima perioadă. Sunt din ce în ce mai puține persoane calificate. Și foarte puțini aplicanți. Sunt puțini participanți la Bursa Locurilor de Muncă și foarte puțini aplicanți. Câți? Dimineața 4. Doar în Iași, cele 75 de firme prezente la Bursa Locurilor de Muncă au pus la bătaie 1200 de joburi. Procesul de divorț dintre doi soți din Bihor s-a încheiat cu o premieră în România. Judecătorii au stabilit că femeia are drept de custodie pentru bișonul familiei, exact ca în cazul unui copil. Doar în Franța și în Spania au mai existat situații similare. Bișonul era foarte iubit de cei doi soți, astfel că amândoi și-au dorit să-l păstreze. La proces, fiecare a adus argumente prin care să dovedească faptul că animalele de companie trebuie tratate ca un membru al familiei. Animalele de companie au statut cu totul special, au reglementare specială și internă și europeană, iar elementul specific care ne-a atras atenția este că sunt singurele, în afară de oameni, de ființele umane, care se pot adopta. După ce au analizat cazuri similare din Spania și Franța, judecătorii au hotărât ca în cazul custodiei unui copil, ca animalul să rămână cu femeia. Fostul soț nu a contestat hotărârea, iar aceasta a devenit definitivă și reprezintă o premieră pentru țara noastră. Au fost mai multe argumente, atât de ordin emoțional, privitor la atașamentul celor doi, raportat la acel cățel, dar și raportat la faptul că animalele de companie sunt o specie diferită de animale în mod general. Astfel de situații apar des în cuplurile care se despart, așa că mulți văd cu ochii buni decizia. Cum vi se pare o astfel de decizie? Foarte bun. Foarte bun. Sunt de acord. Câinele este o ființă vie și mi se pare că ar trebui să ne gândim
ce stăpân ar avea mai mare grijă de câine și nu neapărat femeia să-l ia, ci cine dorește mai mult câinele sau să se facă un studiu, cine are mai mult grijă de el, cine îl plimbă, cine îi dă de mâncare. Să ia unul dintre ei, dacă nu-l vor niciunul, să-l dea la cineva care îl iubește, să-l îngrijească. Cred că merită aceste animăluțe să fie iubite și îngrijite. În Franța, legislația în astfel de cazuri e mult mai bine conturată. Spre exemplu, persoanele care nu dețin custodia animalelor au dreptul la vizite periodice și pot decide chiar și ce fel de hrană trebuie să consume viețuitoarele. Când vremea se încălzește, Calea Victoriei devine locul preferat al bucureștenilor. O plimbare e binevenită oricând, numai să nu vi se facă poftă de vreo gustare. Majoritatea produselor s-au scumpit enorm. O singură cupă de înghețată a ajuns să coste peste 10 lei. Așa arată Calea Victoriei din capitală într-o zi din timpul săptămânii. La orele prânzului, terasele sunt ocupate aproape în totalitate, iar aleile pietonale sunt pline de bucureșteni pe care vremea bună i-a scos din case. Înghețată bună pentru că îmi place. Mă face așa mai fericită. Să bem cafeluțe, să ne întâlnim cu prietenii. Relaxarea și micile plăceri merg mână în mână, așa că nu putem trece pe lângă gelateriile cu pretenții fără să ne satisfacem și pofta. Numai că, surpriză, vedeta cea dulce a verii are de anul acesta un preț tare piperat. Dacă în anii trecuți la o gelaterie de specialitate prețul la 3 cupe de înghețată costa în jur de 16 lei, ei bine, vedem că anul acesta prețurile s-au dublat, iar pentru aceeași înghețată trebuie să scoatem din buzunar peste 30 de lei. Era mai ieftin acum câteva luni decât este acum. Deci, practic, 22 de lei o înghețată mi se pare destul de mult. Și cafeaua s-a scumpit un pic. Și, în general, prețurile în România au crescut destul de mult. Mai totul costă mai mult decât costa în anii trecuți. Nu neapărat, sau nu doar înghețata pe Calea Victoriei. Deci, cam ăsta e trendul, se pare. Iar asta se simte la buzunarul fiecăruia. Cred că este un pic cam scumpă pentru o înghețată, totuși. Dar pentru ziua de astăzi, cred că este ok. Calea Victoriei a devenit în ultimii ani un social hub, adică o zonă cu flux mare de oameni și multe puncte Horeca. Automat, chiriile sunt mari, la fel și prețurile. Dar asta nu îi împiedică pe oameni să iasă la o plimbare scurtă și să își cumpere doar ce își permit. Aici, în zona asta, sunt afaceri. E lumea bună, cum s-ar spune. Deși nu fac parte, e lumea bună aici, da. Cât a costat ceva? 6 lei. Calea Victoriei rămâne zonă pietonală în weekend până în luna octombrie. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept mâine de la ora 12 cu știri. Să aveți o zi frumoasă. La revedere! Bună ziua! Astăzi vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și pe alocuri vor fi averse slabe, posibil însoțite de descărcări electrice în majoritatea regiunilor. La munte, la altitudini de peste 1800 de metri, trecător vor fi ninsori sau lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare în sudul Banatului și pe crestele montane. Maximele se vor situa între 15 și 22 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi variabil, iar maximele ajung la 17 grade în Târgoviște și 20 în Slobozia. În Transilvania avem parte de vreme rece pentru această dată. Se vor înregistra 14 grade în Brașov și 18 în Alba Iulia. În Moldova cerul va fi acoperit de nori, iar termometrul va indica 20 de grade în Galați și 16 în Piatra Neamț. În vestul țării atmosfera va fi mohorâtă și sunt anunțate ploi. Vor fi 17 grade în Oradea și 18 în Reșița. În Oltenia prima zi de weekend aduce vreme închisă. Mercurul din termometre urcă la 19 grade în Craiova, iar în Târgu Jiu vor fi 18 grade. În Dobrogea cerul va fi variabil cu norări temporare. Valorile termice ajung la 19 grade în Constanța, la fel și în Mangalia. În capitală vremea se va încălzi, astfel că temperatura maximă va fi de 20-22 de grade. Cerul va fi variabil cu norări temporare. Vântul va sufla slab și moderat. La noapte cerul va fi variabil, iar minima coboară la 9 grade. Mâine ne bucurăm de intervale cu soare. Termometrul va indica 22 de grade. La munte valorile termice vor fi în creștere ușoară față de ziua trecută, dar totuși vremea va fi încă rece pentru această perioadă, în special la altitudini mai mari. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse slabe, posibil însoțite de descărcări electrice ziua. La altitudini de peste 1800 de metri, trecător vor fi ninsori sau lapoviță. Se vor înregistra 9 grade în Sinaia și 8 grade în Semenic. O zi excelentă vă doresc!